Ședința de astăzi a birourilor permanente reunite. Sperăm să putem trece propunerea Partidului Social Democrat de constituirea unei comisii care să investigheze modul în care a existat managementul pandemiei în toată această perioadă, plecând de la toate datele, număr de cazuri, testare, vaccinare și, bineînțeles, lucru care a fost adus în discuție și de fostul ministru al Sănătății, domnul Vlad Voiculescu, referitor la numărul de decese. Noi considerăm că o astfel de comisie este foarte utilă și sperăm că cei de la USR Plus să sprijine această inițiativă în sprijinul transparenței pe care o clamează, pentru că scopul acestei comisii nu este să găsească vinovați, ci să ofere răspunsuri populației încât oamenii să poată să-și recâștige încrederea în autorități, în sistemul de sănătate și să putem trece în mod responsabil împreună peste această pandemie. Deci, încă o dată, fac apel la colegii din biroul permanent, indiferent de orientarea politică, să sprijine acest demers al Partidului Social Democrat, care este făcut exact în interesul cetățenilor și pentru controlul pandemiei.